Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfânta Maria din Iași va fi modernizată și extinsă după 20 de ani. Astăzi a fost semnat contractul de începere a lucrărilor care prevede reparații capitale în cadrul compartimentului. Unitatea de primiri urgențe de la Spitalul pentru Copii va funcționa peste un an și jumătate într-o clădire nouă, cu demisol, parter și etaj. Investiția depășește 22 de milioane de lei, iar contractul a fost semnat săptămâna aceasta. Ne dăm seama de importanța acestui obiectiv. În acest moment avem 5 paturi alocate în structură, o structură de 20 de ani. Vom avea 35 de paturi pe unitatea primiri urgențe pentru cei aproape 150 de copii care ne calcă pragul în unitatea de primiri urgențe în 24 de ore. Finanțarea proiectului de investiții este asigurat prin fonduri europene. Mă bucur că am ajuns la acest moment în care să putem extinde serviciile pe care le acordăm în unitatea primiri urgențe de la Spitalul de Copii și, dincolo de extinderea spațiului, să facem un loc primitor, un loc în care părinții să înțeleagă încă de la primul contact că sunt primiți într-o unitate medicală de calitate. Pe lângă lucrările de modernizare și extindere, proiectul mai prevede și dotarea unității de primiri urgențe cu aparatură de ultimă generație.